dimineața din Japonia. Dimineața tare, pe la ora 6 dimineața, încă e noapte aici, dar începe să se facă ziua așa. Gata, părăsim Japonia. Și începe. Cu părere de rău. Da. Mi-a plăcut enorm, chiar a fost o experiență. Nota 10. Acum spre aeroport o să luăm monorail-ul. Asta e șina care merge pe sus. Ce tare ce în stația de la monorail poți să cânti la pian între orele 8 dimineața și 8 seara, dacă vrei. Are Mileu. A, da, uite, Mileu aici. Mileu, Mileu. Gata, ne îndreptăm să luăm monorail-ul. Acum direct până la aeroport duce monorail-ul. E super că ajunge rapid. Merge chiar super ok. Și de unde mergem noi până la aeroport plătim 10 lei de persoană. Acolo e o biserică. Deci chiar ne pare rău că plecăm acum din Japonia. Asta e o șansă bună de a reveni. Da, deci nu, sigur mai venim. Și data viitoare stăm 3 luni, că atât îți permite pașaportul. Poți să stai 3 luni dacă vrei, lejer. Noi am stat o lună și 10 zile, cred că ceva de genul. Dar cred că ar merita să stai vreo 3 luni doar aici, pe insulele astea. Și ai și Japonia, mă rog, tot insula mare, cum ar veni, cu toate orașele, o grămadă de chestii de văzut. Crei, nici 3 luni nu ți-aș ajunge. Să-ți închirie și mașină ca să poți. Da, neapărat. Mașină. Mașină, scooter, ceva. Poate și vara e de venit, că am înțeles că e puțin mai ieftin în vara, chiar. De doar că cald. E foarte cald, da. Dar, e ok, te adaptezi. Ne-am pus aici, dar mergem liber. Ce de flori aici în aeroport. E mărice la aeroportul ăsta, deci din Okinawa, sunt și internaționale, curse internaționale și domestice, dar chiar e mare. Ua, florile astea de aici sunt naturale. Orhidee. Nu, nu sunt naturale. Sunt de plastic, uite că bețele astea, dar arată, zici că sunt naturale, sunt făcute super bine. Nu, astea sunt să susțină florile. Ah, ok, deci plasticul ăsta înseamnă că da, da. Sunt naturale și avem cățelul leu ăsta în fioros. Păzește. Da. Și protejează. Ei, am făcut și check-in-ul acum, gata. Wow, deci ăsta a fost cel mai tare check-in pe care l-am făcut vreodată. Zburăm cu compania Tiger Air până în Taiwan. E companie taiwaneză, dar stafful de aici e japonez. Și s-a deschis la cât? La 7.45, bine, l-a deschis la 7.40, dar tot stafful stătea aliniat așa și când a deschis s-au înclinat toți așa. Om, a rămas. A rămas mască. Da. Și super amabil, deci când ne-a dat biletele, nu știu, ne-a explicat, da, așa, pa, e ireal, cea mai... Era cote maxime, amabilitate și cel... așa discret și... Da, da, da. Cu bun simț, da. Oh, cel mai tare check-in, deci nota 10. Și cea mai tare țară. Da. Ce parte interesantă avem aici. Aici, în aeroport, ai, dacă vrei, și birou cu priză, poți să lucrezi, e super tare. Wow, da, și vedem, mamă, ce agitat e ocean. E vânt afară.
Wow, și se sparg acolo în zona aia. Noi suntem acum în zona internațională, dar nu sunt foarte multe zboruri și aici e food court-ul, dar e închis. Wow, și are designul ăsta specific japonez, nu știu cum se cheamă, cu ferestrele astea așa simple. Nu arată foarte frumos, foarte interesant. Căutăm să ne luăm cafea. Da, am văzut că aici, din păcate, n-au convenience store din alea, cum erau 7-Eleven sau Family Mart, dar automate, din astea și au cafea caldă acolo, să ne luăm de la un automat. Și ne punem să stăm pe aici jos, nu prea e nimeni. Ăștia sunt toți banii care ne-au rămas din Japonia, mărunțelul. Deci de 10 ieni, aia sunt de 1 ien. Și cu, am mai avut ceva mărunt și ne-a luat cafeluțele astea cu mărunt. Ne sosește și avionașul acum, Tiger Air. Gata, mergem să ne băgăm și în avion acum. Avem locurile de la ușă. Da, da, din păcate, acolo e bine că ai loc, dar n-ai geam. Nu cred, adică era un gemuleț mic. Nu prea o să putem vedea, era super să vedem peisajul de aici, de la decolare de pe insula, dar... Rectificare, de fapt avem geam aici, chiar dacă suntem la ușa de urgență. Super! Și avem și o grămadă de loc la picioare aici, deci chiar o grămadă. Stăm ca boșii. Oricum nu o să dureze așa mult zborul, o oră 45. Bine ați venit în Taiwan! O nouă țară pentru noi. Hai să vedem ce... Să vedem ce are de oferit. Să trecem întâi de pașapoarte, să intrăm și să vedem care e treaba pe aici. Cam așa ceva arată și aeroportul aici în Taipei, Taiwan. Mamă, arată super șmecher. Încă n-am trecut de pașapoarte, dar aici sunt, văd că E-Gates, pe aici o să traversăm și noi. Ah, poate putem să o luăm direct pe acolo. O, ce decorație de Crăciun avem aici cu Taiwan. E frumos, vine Crăciunul, da. Yay, gata, am ieșit de... Adică acum ieșim din aeroport, a trecut și de controle, a durat ceva, a fost cam aglomerat, vreo 40 de minute tot am stat. Ne-am luat și SIM card, era foarte bun proiectul aici, am luat pentru 5 zile date nelimitate și a costat vreo 47 de lei, 50 de lei, 4G, avea și 5G și era dublu la preț. Voiam 5G inițial, dar n-am mai menționat, nu contează, 4G ar trebui să meargă super ok. Chiar un preț foarte ok. Am plătit cu card, acum luăm metrou, mergem să explorăm. Azi e sâmbătă și e ora 11:23 acum. Avem toată ziua. Check-in-ul e târziu, abia la ora 5. Cred că ăsta e singurul hotel unde am găsit așa ceva. Cum să te cazezi la ora 5? Mi se pare bine că n-au pus la 11 noapte să fie. Da, dubios. Și să vedem pe aici care e treaba. O să luăm metrou acum, da, mergem să căutăm metrou. Gata, am intrat și la metrou acum, să vedem dacă îl luăm bine, dar cred că da. Da. Și am putut să bifăm cu telefonul sau cu cardul, poți să faci. Trebuie să luăm pe peronul 2 aici și să vedem cât costă călătoria, că o să-ți ia probabil la ieșire. Mamă, dar ce șmechere! Ia uite, e din asta. Mamă, super, arată super șmecher.
Da, suntem bine. Deci noi suntem aici la terminalul 1, la aeroport, și avem de mers 10 stații cu metrou direct. Nu mai schimbăm până la aici unde scrie a 2 la San Juan. Ia să vedem și cum arată acum metrou taiwanez. Mamă, arată șmecher. Oh, super tare. E bine aici că ai informații peste tot în engleză, deci chiar și la metrou e pare ok. Și n-ai voie să mănânci și să bei în metrou și nici să fumezi, bineînțeles. E super multă vegetație pe aici. De fapt sunt și trasee de trekking, am văzut, deci e foarte multă natură. Chiar e super interesant, poate să mergem și noi dacă avem timp. Wow, deci noi venim de pe linia aia. E suspendat. Pe aici, asta e un oraș super interesant. Avem aici un templu. Wow, deci la prima vedere e altă lume aici, e super șmecher. Mamă! Da, e diferit, arată super ca lumea. Bate puțin vântul așa acum, dar e plăcut, adică cred că-s 21 de grade afară, cam așa. E chiar bine. Deci am ieșit acum de la metrou și e un topogan aici, poți să te dai dacă vrei. Vreau și eu să mă dau. Cât de tare! Dar e pentru copii, cred. Nu e. Ah, poți să te dai și adulți, da. Mă, ce tare! Avem ghiozdanele. Le dăm drumul primele și după aia ne dăm și noi. Am ieșit într-un parc aici, de fapt. Wow! Dintr-o lume într-o altă lume. Da. Mamă, și în partea aia se vede și mai șmecher. Oh, e un dita mai pod acolo. Da, e super multă verdeață. Deci verdeață și munți în jur. M-am uitat acum și pe Revolut și am văzut că pentru călătoria asta am plătit $10, adică 50 de lei, dar nu sunt sigur dacă să-i de persoană sau amândoi, că mi-a arătat doar o tranzacție acolo. Hai, vrei să te dai pe aia? Da. Hai, păi și după aia urci. Hai, poți să urci? Hai, să vedem. Ia să vedem. Distracție gratuită. Da. Hai că mai sunt niște copii acolo. Ia să vedem cum e. Viteza nu prea. Ce tare. Mamă, e super șmecher. Nu mai cobori scări, te dai pe asta. Wow, văd că acolo în depărtare e și un fel de bâlci ceva, cred. Super tare. Trebuie să o luăm pe strada aia spre hotel. Și aici am observat că se circulă pe partea dreaptă, deci e ca la noi. Trebuie să ne reobișnuim cu partea dreaptă, corectă sau greșită, care e corect. Sunt curios aici dacă putem să închiriem un scooter, că văd că sunt destul de multe scutere. Aici nu știu dacă cere permisul internațional sau nu. Pare mai așa, mai pe încredere. Dubios la semafoare că el clipește, dar e roșu, dar de fapt ai prioritate ca pieton, ăsta e un fel de intermitent așa. Trebuie să ne obișnuim cu zona și cu obiceiurile de aici, că e diferit față de Japonia, n-are nicio treabă, e altă lume, total diferit. Scutere ca în Vietnam, așa. Bine, sunt mai puține aici, dar tot sunt.
Dar și aici am văzut că merg câte 2, 3, 4 pe da, scurt. Da, da, am văzut că mai mergeau câte 3. Și aici trebuie să te grăbești, arată că fuge omul ăla la verde. Unele se fac verde, dar nu toate. Am trecut acum și pe lângă o benzinărie, hai să vedem care sunt prețurile aici. Deci ăștia sunt dolari taiwanezi și 31 de dolari taiwanezi înseamnă 4,45 lei pentru benzină din ăsta 95. Un leu e 7 dolari taiwanezi, asta e paritatea. Wow, și ce mirosuri de mâncare sunt pe aici. Deci pare că au street food așa, o să încercăm și noi. Acum trecem și pe lângă un fel de bazar, mini bazar pe aici. Nebunie, ne place maxim. Da, sunt multe locuri de mâncare. Chiar e super. Acum să vedem și prețurile, că nu știu. Seamănă, da, cu Vietnamul, dar e diferit totuși, dar e așa pe stradă, ia uite. Ăștia bagă viteza aici, nu se joacă, deci chiar merg tărișor. Și cu copii. Da, și cu copii. A, uite acolo, da. Zona asta cam așa arată, aici avem noi hotelul. Noi am fost deja, am lăsat un bagaj, dar o să filmăm când ne întoarcem. E așa mai, nu știu, mai locală. Acum o să coborăm într-o stație aici de metro, că vrem să ne uităm la bilete, ce prețuri au și dacă puteți ne luăm un day pass din ăla sau pe 3 zile. Să vedem. E super că la metro găsim și apă de băut potabilă. Am scos și niște bani de la bancomat, sunt super, arată interesant chiar din hârtie, nu? Da. Da, arată frumos. Și o să ne luăm la metrou aici, putem să ne luăm de la metrou, de acolo, două bilete pentru 3 zile, să avem nelimitat, să putem să mergem cu metrou nelimitat. Așa, gata, ne-am luat cardurile și costă 63 de lei pentru o persoană, deci am dat 126 de lei și mergem 3 zile nelimitat. Eu zic că e un preț super bun, adică putem să mergem cu metrou oriunde vrem noi, de câte ori vrem noi. 60 de lei, 3 zile, chiar un preț bun. Nu știu dacă acoperi și până la aeroport, că nouă ne-a luat călătoria aia vreo 50 de lei de la aeroport. Habar am ăla, cred că e altfel, nu știu dacă e metro, cred că e un alt. Da, e un alt tren, cred că e ciudat și aici până te prinzi puțin cu transportul în comun. Asta sigur e metro și metro am citit că acoperă cam totul prin Taipei, adică toate obiectivele, deci de mâine o să ne apucăm să explorăm ca lumea. În seara asta mai stăm pe aici, prin zona la noi, abia 3:30. Și la 5 să facem check-in-ul ăla, mai așteptăm. Și după o să mergem la check-in și cred că o să mai mergem la un night market, că aici sunt piețe din alea de noapte, dar mai pe diseară. Mai filmăm, mai vedem. Cu ce viteză bagă ăștia pe aici, deci se duc tare rău. Mai înainte au trecut unii și mai tare. Mai au unde să-i dăm. Da. Da, aici nu e așa aglomerat și au loc să bagi viteză. Ce străduță alee aici, obscură. Hai pe acolo. Nu, că nu e nimic interesant, doar scutere. Mai ne plimbăm pe niște străduțe. Aici erau și niște tarabe din astea cu mâncare de stradă. Da, nu-mi dau seama ce era un fel de jeleu. Da. Fructe, sau... Trebuie să încercăm și noi să vedem. Pe străduța asta de fapt e un night market din ala, dar momentan încă nu sunt deschise toate. Mai sunt deschise, dar cred că noaptea aici e nebunia. Au aici niște creveți la tarabă, acolo sunt ca un fel de sarmale, așa, nu știu exact ce sunt.
Așa, se și parchează aici, pe mijlocul străduții. Străduții, ca în România, de fapt. Doar că-s mașini în loc de scutere. Astea măcar nu cap mai multe. Da. Oh, ia uite, pe străduța asta e ceva mai animat, așa parcă. Aici cred că-s magazine, da. Cu haine, cu diferite chestii. Mamă, ce skill are ăsta cu scutere. Ce clădire interesantă avem aici. Zici că e ca aia din New York, Flatiron Building. Da. Asta e un bulevard ceva mai măricel. Deci cazarea noastră e pe undeva pe aici. Intri de la stradă și trebuie să mergem la lifturi și e la etajul 16. Câte etaje avea clădirea asta? Nici nu mai știu, da. 20 de etaje, da. Hai să mergem. Gata, urcăm și cu liftul. Da, chestia interesantă aici este că o să avem o vedere foarte interesantă. Mie mi-e frică când se termină asta de aici, uite. La etajul 16. Mă, ce nebuneală. Nu vedem și, uite ce frumos ar vedea apusul în partea cealaltă. Da, în partea aia e puțin așa. Puțin de apus. Da. Și aici e recepția la hotel, cam așa ar trebui să fie. Cam așa e... Ah, uite, deja am ajuns. Cam așa e pe aici. Două etaje, de fapt, cu multe camere. Da. Pare destul de măricel. Ia să vedem. 17-15. Friguț în casă. Ia stai să băgă în cartelă. Hai să vedem cum e. E foarte mic. Și e dat drumul la aer condiționat. Avem patul, birou. E pe 19 grade. Da, îl închide, îl de tot. Stai cu și baie. Dar da, e micuță cameră. E decentă, să zicem. Nu e chiar curat, curat așa. Da, mai... Nu prea se vede pe cameră, dar mai e un fir de păr, mai pereții sunt mai nevăruiți. Și dăm aici 250 de lei pe noapte. Deci am găsit... ieftin, că erau și mai scumpe, dacă luai acum, l-am luat mai din timp, că dacă luai acum, nu mai găseai. Erau niște sporuri, da. Incredibile. Hai să ne facem comozi. Da, e ok, doar de dormit. Da, e super. Hai că am ieșit și afară acum, puțin spre seară, să vedem nebunia de aici. Cum arată pe timp de noapte. Mergem să vedem dacă găsim ceva de mâncare la un night market. Aici e aproape de hotel la noi. Sunt niște cașcarabete din astea cu mâncare aici lângă noi, dar mergem uite mai încolo. Târnăciori. Scuteriștii stau pe locuri, fiți gata în stat. Nu? Nu pleacă. Încă nu. Acum. Da, seamănă cu Vietnam, deci exact ca Vietnam. Hai că am ajuns la night market. Ce avem aici? Frigărui. Oh, oh, oh. Hai să luăm așa pe toată strada să vedem ce mai e. Oh, câte chestii. Mamă, și aici era gol, că am trecut ziua pe aici. Și acum e nebunie. Da, treceau și scutere pe aici ziua. Da, dar nu doar mâncare au, au și produse pe aici. Da. Piață. Se închide la ora 1 noapte. Mamă, dar e un miros aici nasol tare. Deci că miroase a... nu știu a ce. Da. Amațe de porc. Mamă, mi s-a... mi-a trecut toată foamea. Amațe de porc ținute în oțe. Aoleu, deci oribil. Dar nu știu de la ce venea și era destul de mult. Doamne. Da.
Avem peștișori pe aici. Oh, aripioare. Mini caracatițe. Wow. Iar mai vine miros din ala, wow, leu, de ce? Deci cred că e stinky tofu. Cred că e tofu, da, din ala urât, mirositor sau ceva, nu știu, dar e oribil. Păi e stinky. Da. Ofta lume e în față, wow. Ia uite și păcănele pe aici. Wow, deci e total neașteptat. Da, nebunie. Cum se prepară mâncărica aici. Măsură temperatura acolo, am văzut cu termometrul ăla. Oh, eu deci pe aici, pe parte, trebuie să ne întoarcem pe partea asta la altă. Dar mergem până în capăt, în față. Da. Avem aici o șaormică, așa. Da, mini șaormă. Ce mai avem pe aici? Cărniță. Oh, tot ce o cărnăcioare, nu știu ce mai e acolo. Ce diversitate aici de frigărui. Oh, aici se termină, cred, sau nu? Se continuă, aici era capătul, dar mai mergem și pe partea asta, cred. Aici se pescuiesc șirimpi. Păi îi gătești acolo, cred, în, la grătar, nu înțeleg. Dar e tare, interesant. Ia uite, dischete din alea vechi. Ce tare, cu jocuri. Mama, aici e Asia autentică. Hai că n-am luat nimic din market. Deci urâtul mirositor era tofu, e stinky tofu se cheamă ca în trecut. Mama, e oribil, dar m-am mai obișnuit după puțin, dar nu, e nasol. Mirosea în Vietnam când am simțit prima oară miros de pește uscat, deci era... Da. Și... Și ne-a trecut foame. Mie cel puțin ne-a trecut asta. Merge la supermarket totuși, poate găsim o opțiune ceva pe acolo. Dar da. Sunt închise la nouă. Da, ne-am cam luat așa... Șoc cultural, diferență mare față de Japonia și cum e pe aici, am și uitat. A fost o trecere așa prea bruscă. Da, trebuie să ne readaptăm. Hai da. Să văd, mă uit pe maps acum că nu mai știu să ajungem la hotel. Piața asta unde am fost era aproape de hotel. Cred că e în partea aia. Da, interesantă lume oricum. Aici probabil în zona asta e mai așa, în Taiwan. În Taipei, aici cred că în zona unde sunt clădirile mai de business, e mai diferit, dar nu știm exact, o să aflăm, vedem zilele următoare. Da, mergem acum până în supermarket și ne mai luăm ceva, dar încheiem vlogul aici și continuăm mâine cu explorarea. Deschidem, plecăm de dimineață și deschidem un nou vlog. Așa că ne vedem la următorul. Pa! Later update, o să luăm de aici, din față, de la hotel unde stăm noi, că am văzut că mai cumpăra lumea un burger din asta de vită. Și pune acolo cărniță de vită, ceapă, pâinică și niște varză. Arăta super bine. Costă cam 8 lei. Hai, zine! Deci îmi plouă în gură. Dar e startul. Să nu frigă. Are vreun gust? Wow! Ia! Mă arată. Deci pâinica asta e ca un norișor pufos. Arată bine așa, ce să zic. Deci e vită, cu varză, cu ceapă și apă fufos am văzut. E iute? Nu. Ia mai, ia o gură. O să gust și eu. E... Bun, nu? E dulce. Așa, dulce. Aha. Mai mult ceapa caramelizată și ceaie puțin iute. Da. Mamă, e extraordinar.
poftă mare!